De cine asculți? Hotărăște-te astăzi. Fie asculți pe Spinoza, Freud, Einstein și toți filozofii aceștia fără Dumnezeu, savanți care nu ne învață despre viața de apoi, nemurirea sufletului. Fie asculți de apostoli și proroci. Astăzi, în această zi de sărbătoare, trebuie să vă decideți, continuați să fiți cu Dumnezeu sau nu. Sunteți cu Dumnezeu sau cu diavolul? Urmați învățătura despre nemurirea sufletului vostru sau urmați învățătura acestor oameni care vă duc în ghiena de foc? Iisus Hristos s-a ridicat atât de radical împotriva luatului fariseilor. Este despre ce ne învață pastorul nostru drag din cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt noi îl auzim pe canalele noastre, iar când accesezi, acolo este predica. Păziți-vă de aluatul fariseilor. Te gândești, Doamne, din nou despre acest aluat al fariseilor și al saducheilor, ce este atât de interesant? Sunt atât de tânăr, sunt atât de temperamental, iar aceste cuvinte sunt atât de plictisitoare, nu sunt de actualitate. Dar eu vă spun, este de actualitate ceea ce propovăduiește pastorul nostru. El spune, păziți-vă de aluatul fariseilor. Iisus Hristos a spus, păziți-vă de aluat. Ce este aluatul? Este învățătura, este filozofia, modul de gândire. Cu ce am început? Că Sufletul nostru reprezintă 99% din Ființa noastră. Cineva, care este 99% ateu, om fără Dumnezeu, necurat, începe să ne împună părerea proprie. Păziți-vă de aluatul fariseilor! Fariseii sunt cei materialiști. Saducheii sunt cei care nu cred în viața de apoi, în existența Sufletului nemuritor. Ei nu cred acest lucru. Iisus Hristos a spus să ne păzim de ei, sunt copiii diavolului. I-a numit copiii diavolului, sunteți copiii diavolului. Chiar ei l-au răstignit pe Iisus Hristos. Slavă Domnului, Iisus a înviat! Iisus a înviat! Iar acești farisei și saduchei sărmani au dispărut de pe arena lumii, însă în mod uimitor învățătura lor a supraviețuit după ei. Dar de ce? Pentru că nu este o învățătură omenească, și cum a spus Isus, una demonică. Este învățătura diavolească care l-a adus pe sărmanul profesor în iad, în mijlocul acestuia. Dracii i-au rupt sufletul. Un rabin respectat a scris în cartea sa despre viața după moarte că această filozofie de fariseism și saducheism a avut o influență majoră asupra oamenilor respectați în poporul evreu. El se întreabă, oare ei nu au ascultat Tora, cele cinci cărți ale lui Moise, pe prorocii și apostolii acelor vremuri, Moise a fost un trimis, un apostol. De ce nu au ascultat de el? Acești mari filozofi și savanți care au făcut propagandă că nu există nemurire, că nu există suflet, că nu există Dumnezeu. Oameni precum Einstein, deși des auzim că el vorbește despre Dumnezeu, el a spus că este suficient această viață. Filozofia acestui om este foarte populară. Sigmund Freud. Filozofia acestui om este un amestec de păcat, vicii, necurății, toate poftele omenești, toată destrăbălarea. El a adunat tot ce este mizerabil în om și a numit știință. Aceștia au fost oameni mari în poporul evreu. Rudele au adus fiului unui pastor de la noi o carte a lui Sigmund Freud și i-au spus. Ai 16 ani, e timpul să cunoști câte ceva despre sex. Au dorit să-i facă cadou acea carte, dar el a spus, nu mulțumesc, vă rog, nu am nevoie de această carte. Este un băiat de 16 ani. El a spus, acest om a murit de cancer la gât și limbă. A murit singur în chinuri groaznice. Nu i-au fost alături cei care i-au susținut ideile. Băiatul a spus: Nu doresc să folosesc metodele sexului descrise în această carte, sexul nefiresc, deoarece acest învățător a sfârșit-o foarte rău. Rudile au zis: a, Bine, nu am știut acest lucru. Este uimitor că cei adulți nu au știut, dar un copil de 16 ani care merge la biserică știe. El știe despre filozofia acestei învățături. Slavă Domnului! Să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru biserică! Iar soția unui pastor spunea, Doamne, nu știu ce să fac cu copilul meu adolescent. Priviți pe Instagram. Acolo veți vedea una după alta postările cu Sigmund Freud. Ce legătură are acest bătrân cu o fată de 13 ani? Ea este minunată, este frumoasă. Dar de ce distribuie gândurile acestui om? Pentru că este învățătura diavolului. Spuneți învățătura diavolului. Cu sufletul tău alegi fie pe Dumnezeu, și nemurirea, fie pe diavol. După cum a spus Isus, sunteți copiii diavolului. Farisei, saduchei, spinoza. Spinoza spunea că gândurile, sentimentele, memoria mor odată cu tine. Rabinul ne spune că se pare că Spinoza nu a citit cele cinci cărți din Vechiul Testament, din Biblie, cărțile Torei. Însă fiecare iudeu ortodox trebuie să citească Tora, dar și prorocii spun lucruri total diferite. Învățăturile lui Spinoza, Freud, Einstein nu coincid cu textele Sfintei Scripturi. Prorocul Daniel a spus, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului. Este vorba despre cei morți. Se vor scula, adică vor avea posibilitatea să-și continue viața, unii pentru o cara veșnică în iad, unde a ajuns sărmanul profesor, alții pentru slava veșnică. Vor învăța pe mulți să umbre în neprihănire. Vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Slavă lui Iisus Hristos! Astăzi citim de aici. Slavă Domnului că avem aici cărțile lui Moise și ale prorocilor. Le citim. De aceea Iisus Hristos a spus, Vai de voi, înconjurați marea și uscatul ca să găsiți cel puțin unul. Acest profesor a spus, cât de încăpățânat am fost, de neînduplecat. Mă uram pe mine din cauza nimicniciei mele, nerealizării mele și doream să transmit agresivitatea la toți oamenii. Acești savanți și filosofi au găsit un astfel de om și pe mulți alții. Găsiți un astfel de om și îl faceți un fiul al ghienei. Îl trimiteți în iad, direct în locuința morților un fiu al Ghenei, de două ori mai rău decât voi. De aceea Iisus Hristos ne-a spus întâmplarea cu Lazar și omul bogat. Cu toți o cunoașteți. El a relatat-o celor din poporul lui și noi știm că unul a fost în rai, iar celălalt a fost în iad. Ambii au fost credincioși. De fapt, ambii au fost dintr-un popor credincios. La fel ca toți acești savanți și filosofi despre care am vorbit, dintr-un popor credincios. Probabil și voi, spectatorii noștri, sunteți dintr-un popor credincios. Probabil cândva ați fost în biserică, pentru că noi primim sute și mii de scrisori, iar mulți ne spun: "O, am fost cândva în biserică. Astăzi în această zi de sărbătoare, trebuie să vă decideți. Continuați să fiți cu Dumnezeu sau nu? Sunteți cu Dumnezeu sau cu diavolul? Urmați învățătura despre nemurirea sufletului vostru sau urmați învățătura acestor oameni care vă duc în ghiena de foc?" Prin urmare, cel bogat striga din iad, Părinte Avrame, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt de chinuit în văpaia aceasta. Dar Avram i-a răspuns, pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare. Iată despre ce se vorbește în iad. Rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar, trimite-l, în casa tatălui meu, căci am cinci frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Atenție! Avram a răspuns. Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Ei au apostoli, Moise este apostolul acelor vremuri, el a scos oamenii din robie poporului Dumnezeu. Este un apostol cel trimis de Dumnezeu. Au pe moise și pe proroci să asculte de ei. Ce strigă omul care este sub filozofia saducheismului și fariseismului, care este sub influența acestei filozofii? Nu, nu, nu! Nu! Numai nu apostol și proroci! Nu! El continuă să stea în iad, în flăcări groaznice, este chinuit, dar strigă! Nu, nu, nu! Oare nu este o nebunie? El își exprimă părerea proprie. Dacă s-ar duce cineva și dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, fie asculți pe Spinoza, Freud, Einstein și toți filozofii aceștia fără Dumnezeu, savanți care nu ne învață despre viața de apoi, nemurirea sufletului, fie asculți de apostoli și proroci. De ce ne asculți? Hotărăște-te astăzi. Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Nu vor crede. De aceea, dragilor, avem o singură soluție, astăzi. Cu sufletul nostru nemuritor vom lupta astfel. Ne abonăm la canalul Cuvântului Dumnezeu ne abonăm pe Facebook, pe toate canalele noastre și începem în fiecare zi să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Sunteți de acord? Dacă da, atunci să-L proslăvim pe Iisus Hristos!